Elevii lui Constantin Scuturiciu și Ion Răduțescu au luat parte la finalul săptămânii trecute la cea de-a doua etapă a campionatului interjudețean de lupte greco-romane, competiție care s-a desfășurat la Brașov. Concursul a fost unul dificil pentru luptătorii de la LPS Slatina, dat fiind faptul că a fost o concurență acerbă, dar și sportiv cu experiență mult mai mare. Pe noi, cei cu grupele de începători și de avansați, ne-au cam neglijat gazdele. Din ce punct de vedere? Pentru că a fost foarte obositor și sportivii trebuit să aștepte, deci ai noștri mai mici au trebuit să aștepte după să lupte și cei mari. Și din cauza asta nu prea ne-am îndeplinit noi obiectivele pe care ne le propusesem, dar dintre sportivii noștri s-au clasat Ghiță Dan pe locul 2, Fulga Mihai pe locul 3, Babi Teodor locul 3, Babi Victor locul 3. Cea de-a treia etapă a campionatului interjudețean va avea loc la finalul acestei săptămâni la Câmpul Lung. Antrenorul Constantin Scuturiciu speră ca de data aceasta elevii săi să obțină rezultate mult mai bune.